Bun! Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un alt unboxing! Yeah! Explozii! Astăzi alături de Lion Stars și vom deschide vreo 5 cutiuțe. Pentru că Lion Stars a deschis 2 cutiuțe și a avut ghinion maxim. I-am promis... Nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat, ți-am zis deschide și tu și tu ai zis bine, deschid. Și ai deschis. Dar înainte să începem, bineînțeles, v-aș ruga foarte mult să nu uitați să apăsați butonașul de like și în cazul în care pierd sever și poate vreți să mă susțineți acolo să-mi trimiteți și mie un item de 2 cenți, puteți să o faceți, aveți în secțiunea de descriere trade-urile meu. Eu deja am un not pregătit să te-l trimit după video, în care ai scris ceva. Ok. Aia din mijloc, ok, îi dăm inspect și... Hai Dumnezeu! Ok, am să mă închidă ochii. Lion, te rog să nu reacționezi, te rog să nu reacționezi, te rog să nu reacționezi, te rog să nu reacționezi. S-a mort! Gura mătii de joc. Tu-s gura mătii de joc. Ok. Vom continua mai departe cu un hot mystery box. Și nu am absolut nicio așteptare pentru că sufletul meu a fost rupt în 17 miliarde de bucăți. Oprește-te la package Dragon Fang. Ah, ce bine mă simt. Totuși este un pearl colt, adică este din perle, știi, adică ar trebui să aibă ceva valoare, pentru că este făcut din perle. Frec un pic cutiuța asta, să-mi dea bulan. Yes. Haide, nici un niez, că niezul tău blestem acest unboxing. Unbox. Da, da, nu mă provoca. Nici măcar Fez, vreau Fez. Mai avem 2 cheițe prin care putem să ne distrugem copilăria, așa că hai să o facem mai repede pentru că deja presim cum se va încheia acest unboxing. Se va încheia cu un mega fail, observ, observ, un jester cap. Bufon rămâi. Hot mystery box. Și vor da, nu mai întâi un purple mystery box. De fapt purple mystery box-ul, pentru că nu, de fapt stai, ăsta m-a dezamăgit ultima dată, așa că am ceva așteptări de la hot mystery box, pentru că da. Nu, nu mai am nicio așteptare. Nu, nici o așteptare. Da, nicio așteptare. Până la urmă nu mai e nevoie să trimit not pe două. Cât valorează căcatul ăsta? Și bă, care, dar de ce, serios, de ce nu mă lasă e, să... E un bug și trebuie mai întâi să ieși din joc ca să-ți apară itemele. Uite că încă ți apar cheițele acolo. Le dau sell. Not tradable. Not stai, marketable? Stai, ce? Not tradable? Da, tocmai primisem cheițe de ună zi de la cineva. Din nefericire, tocmai ne-am spart 5 euro. S-au dus 5 euro pe Dick pentru că acest unboxing a fost Nelson. Dar dacă totuși v-a plăcut acest unboxing, mie sigur nu mi-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un like. Eu am fost fericitul la Ciuncio și el a fost handicapatul de trist la Lion Stars. Și e 023 steluța. Eram sigur. Și ei bine, acesta a fost și unboxing-ul. Vă mulțumim foarte mult, o seară bună. Mi-am dat seama de ce am pierdut datile trecute. Pentru că am avut un comportament negativ. Nu trebuie să fii negativ la unboxing-ul. Întotdeauna. Lion, ascultă-mă și tu ce zic. Întotdeauna trebuie să fii pozitiv. Eu chiar dacă... pozitiv. Taci din gură tu. Chiar dacă pierzi sau nu, trebuie să fii pozitiv. Pentru că dacă nu ești pozitiv, Goben și Nolson și Volvo o să-ți dea mare rect. Pentru că nu ești pozitiv. Vezi? Asta vrea Volvo de la noi, de fapt. Să fim pozitivi. De fapt, concluzie. Am să fiu pozitiv de data asta. Am să fiu foarte hype. Indiferent ce pică, știi ceva? Chiar am să fiu super hyped. Chiar dacă știu că nu va pica ceva. Sper să spice un parrot ca să fie fix lângă super rar mythical. Tu taci, mă. Așa că, oameni buni,
țineți cu mine și apăsați butonul ăla de like. Ăsta este unboxing bonus. Bonus la pierderile alea de 17 milioane de euro. Haideți să fim hype. Haideți să strângem 7 miliarde de like-uri și 7 miliarde de euro. Haideți să fim hype. Deschidem cutia. Hype. Cât se mai învârte? Hai Nolson, hai Volvo, hai Volvo, hai. Vedeți, mă, s-o provocut. Și cred că pleacă. Tu-s jocul, mătii. Ce e bostanul ăsta? Ce este bostanul care se învârte? Știi ceva? Am să pun toate itemele de căcat pe mine, pentru că sunt un căcat. Am să pun toate itemele de căcat. Am să pun această steluță de căcat. Așa. Am să-mi pun stai, ce? Am să-mi pun această pălărie de căcat. Nu, asta de fapt, stai, nu e de căcat. Am să-mi pun pălăria lui Gizek, care e de căcat. Nu, de fapt, stai, asta se potrivește cel mai bine acestui joc și acestor iteme pișate. Made in China. Am să-mi pun aici ca să fiu pozitiv data viitoare. Un tricou de ăsta cu o floare. Și ce dracu mai avem aici? Acești pantaloni de muncitor căcat de la cur. Perfect. Acum îs pachet full made in China. Cu excepția banilor care curg acolo în spate. Dar nu-i bai. Nu-i bai.